țările care le-au preluat, a căror responsabilitate au preluat-o liberalii. Cunoașteți de aseară și în unele cazuri chiar ceva mai devreme titularii acestor protocolii. Nu rămâne decât să vă aduc la conștiință faptul că formula guvernamentală pe care am discutat-o și am convenit-o cu premierul de senat Victor Ponta a fost susținută integral de către forurile Partidului Național Liberal, că ea a fost prin vot secret validată 58 de voturi pentru din 58 de voturi exprimate, ceea ce arată un fapt îmbucurător pentru mine și anume că miniștrii Partidului Național Liberal din Guvernul Ponta și Guvernul Ponta în ansamblul său pornesc având în spate maximă încredere și maximă susținere din partea Partidului Național Liberal. Am dezbătut chestiuni care țin de principiile de funcționare ale acestui guvern, de obiectivele sale, așa cum au fost anunțate, de maniera de a funcționa în această postură. De asemenea, lucruri care țin de ceea ce înseamnă organizarea la nivel parlamentar pentru a susține nu doar investirea acestui cabinet, ci și activitatea sa ulterioară. În sensul acesta, forurile partidului au mai luat o serie de măsuri de natură organizatorică, de natură să așeze și mai bine activitatea partidului în condițiile de guvernare și principalele decizii în acest sens sunt următoare. Domnul Edvard Helbig, secretar general al partidului, care sperăm să devină luni membru al cabinetului ministrul dezvoltării regionale și turismului, rămâne secretar general al partidului, dar renunță la misiunea pe care o avea, ceea de a coordona campania pentru alegerile locale din partea Partidului Național Liberal. Această misiune de a conduce campania a fost încredințată domnului deputat Dan Motrean, colegul nostru care a mai condus campania Partidului Național Liberal cu bune rezultate și pe care colegii în unanimitate, aproximele mea, l-au mandatat cu această misiune. De asemenea, am făcut recomandarea pentru grupul politic din Camera Deputaților să susțină preluarea de către Mihai Boicu în funcții de vicepreședinte al Camerei, pe care Partidul Social Democrat ne va oferi, așa cum și noi la începutul unei sesiuni parlamentare de constituire a USR-ului ne-am oferit-o PSD-ului. Și în această calitate, Mihai Boicu, împreună cu deci vicepreședinte al Camerei, împreună cu liderii grupurilor parlamentare, firește, să coordoneze activitatea pe teren parlamentar, cu atât mai mult cu cât Partidul Național Liberal a și formalizat o decizie și o atitudine care, de fapt, se produsese, și anume încetarea oficială a protestului sau grevei parlamentare, cum se numește. E foarte clar că noi, de condiții politice, avem de ce și trebuie să venim și să acționăm sub toate formele în Parlamentul României, pentru că avem, pe de o parte, de susținutul guvernului care este al nostru, pe de altă parte, pentru că avem condiții, sperăm noi, pentru a reașeza lucrurile sau reașeza lucrurile în normalitate în ceea ce privește funcționarea Parlamentului. De asemenea, domnul deputat Răul Ferechiu, vicepreședinte al partidului cu atribuții politice, nefiind nici membru al guvernului, ceea ce domnia sa a dorit să nu fie, nefiind nici candidat la alegerile locale, așa cum mulți dintre colegii noștri sunt, a fost investit, practic, cu calitatea de primul obținător al președintelui, de număr 2 în partid și împreună cu mine, în perioada următoare, cu partenerii din Partidul Social Democrat, domnul Liviu Dragnea, înțeleg în mod principal și cu
semnat de la Partidul Conservator, vom coordona, din punct de vedere politic, activitatea Uniunii Sociale Liberale. Nu vrem să amestecăm activitatea guvernamentală, care este o prioritate absolută pentru că ea se adresează cetățenilor și răspunde intereselor imediate și de perspectivă ale cetățenilor României, cu activitatea necesară, incorporată și ea de partid. Și în sensul acesta, sigur, Victor Ponta rămâne președinte al Partidului Social Democrat, rămâne copreședinte al Uniunii Social Liberale, ca conducerea politică uzuală, atâta vreme cât domnia sa va fi ministru, vom asigura împreună cu secretarul general PSD, domnul Liviu Dragnea, cu domnul deputat vicepreședinte Renu Tăriciu, și bineînțeles, lucrați cu directorul parlamentare, cu toți colegii, inclusiv din care au funcții guvernamentale, cu care ne vom reuni în mod corect. Acestea sunt principalele decizii care s-au luat la aceste foruri. Încă o dată salut susținerea deplină, susținerea completă pe care Partidul Național Liberal o acordă miniștrilor liberali, cabinetul Ponta și cabinetului Ponta în ansamblu primului ministru personal și sper ca tot ceea ce noi am angajat, nu numai ca acțiune guvernamentală, dar și ca atitudine, ca model de raportare între Guvern și Parlament, ca model de funcționare între ceea ce înseamnă decizii și activitate de partid și decizie guvernamentală, să fie unele noi, să fie pe măsura așteptărilor celor mai mulți dintre cetățenii României, în raport cu calitatea activității și mediului politic. Avem și noi, așa cum se întâmplă și în partea Ministerului Social-Democrate, avem și noi în acest guvern un ministru, un ministru delegat pentru mediul de afaceri, domnul Lucian Isar, care nu este membru al Partidului Național Liberal, dar care este asumat din punct de vedere politic de Partidul Național Liberal și, încă o dată, urez succes acestui cabinet în tot ceea ce va avea de interes. Dacă doresc colegii mei să adauge ceva, îi invit. Dacă nu, vreau să vă întreb dacă există teme că domnul președinte ar putea să nu semneze un decret de investire a unui dintre miniștrii propuși în acest guvern. Cineva trebuie să fie sau nu ministru în cabinetul respectiv.
cu atât mai mult cu cât la semnarea decretului se va ajunge dacă guvernul Ponta este votat, investit în Parlament. În acel moment, președintele mai are o singură situație în care poate și chiar trebuie să nu semneze. Atunci când după ce verifică, așa, ca normal, nobil, meserie de altfel și absolut necesară, se vedește că unul dintre membrii cabinetului, chiar odată în Parlament, este în incompatibilitate, nu îndeplinește condiții legale. De exemplu, a făcut pușcărie și are sau a subit o condamnare penală și are drepturile civile suspendate, inclusiv acesta de a fi ministru pe perioadă de. Sau știu și eu ce alte lucruri. N-are cetățenia română, deși nici nu știu dacă asta mai este condiția Uniunii Europene, o prelegi. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred. Cu
precizarea că n-are treabă guvernul cu asta, guvernul are altă obligație, altă misiune, altă preocupare și că implicit din punctul de vedere al unei societăți liberale, prima noastră grijă, pentru că putem să o facem imediat deja, dacă guvernul va fi investit, este să rezolvăm câte ceva dintre marile probleme care afectează milioane de cetățeni români. Privitoare la pensii, privitoare la salarii, privitoare la respectarea legalității, privitoare la dreptul la lege corecte. Acestea, cu aceste precizări, da, lucrurile rămân pe agenda și expresia de voință politică a Uniunii Sociale Liberale este menționată. Ca să nu creadă colegii de la Evenimentul Zilei și mai ales domnul Vârtă, care chiar mi-e simpatic, că am ceva cu lui și mă întreb și pe dumneavoastră, fac o întrebare, mă întreb dacă mai emiteți. Bun. Eu am vorbit despre încrederea de plină exprimată la urmă unor prin vot, printr-un vot secret, din partea Partidului Național Liberal, din partea parlamentarilor săi. Niciunul dintre parlamentari liberali nu a luat vreodată în serios ceea ce ANI a făcut în mod abuziv, din punctul nostru de vedere, împotriva senatorului Mircea Diaconu. Și ca atare se împacă foarte bine. Dumneavoastră o țineți înainte cu ANI și noi o ținem înainte cu Mircea Diaconu, în care avem încredere, care i-a dat un mandat, repet, în unanimitate, ca și celorlalți colegi, și merge fiecare mai departe. Deci nu e nici un de nepotrivire. Emisie lungă. Aveți un plan? Nu. Cu dumneavoastră, cu B-ul plus. Dacă... Ceea ce privește legislația electorală, să mergem continuare în acea comisie de schimbare a sau puneți merge pe proiectul USR de uninominal într-un singur lucru de celelalte sute și deci a trase instrumente care asta e deja. Da, l-am depus. Să precizez un lucru. Noi am propus inițial, împreună cu Victor Ponta și numele USR-ului, a fost inițiator și numele colegiului noștri, pe baza unei decizii politice, un proiect de lege electorală, identificarea legii electorale, care ne creează reducerea numărului de parlamentari, votul așa numit uninominal pur, majoritar într-un tur, și interzicerea sub amenințarea pierderii mandatului a traseismului, adică a schimbării partidului în timpul unui ciclu electoral, în timpul unei legislaturi. Acel proiect a fost atacat la Curtea Constituțională, în sfârșit, și de acolo mi s-a spus principal că nu putem, fără a intra în logica mandatului imperativ, să le luăm mandatul celor care pleacă. Deci Curtea Constituțională ne-a tăiat chestiunea asta. La un moment dat, foarte de curând, acum cred două săptămâni, cam pe când apunea guvernul care se va numărea, împreună cu Victor Ponta am inițiat un nou proiect din care am scos chestiunea cu caseismul, ca să nu mai avem problemă la Curtea Constituțională, și am scos, ca să maximizăm șansele de succes al acestui proiect, și reducerea numărului parlamentar. Spun foarte cinstit. Noi am făcut toată bună credință acest proiect și am acceptat ideea că o reducere a numărului de parlamentari la 312 sau 16 era un proiect nostru, e una rezonabilă, cu condiția păstrării bicameralismului. Ceea ce proiectul prevede. Ca să avem șanse mai mari de succes, pentru că, într-adevăr, din toate părțile, ideea de a reduce numărul de parlamentari a fost întâmpinată cu o gamă de sentimente, de la dușmanie până la reținere, am vrut să sporim, să spun așa, oportunist de vot, să sporim șansele de a face măcar o reglementare din punctul de vedere al modalității de alegere mai coerentă. Și am rămas, practic, într-un proiect care măcar asta face. Unifică tipul de mandate. Nu aducem mandate de două tipuri, ne scoate din loteria și din nereprezentativitatea la nivel.
legii care a făcut cu legea actuală și am mers pe o lege cu majoritatea de consiliuri pe care o susținem în continuare, care este la Senat, în procedură de urgență și cred că foarte repede acolo un dezbate și de procedură de urgență o luăm și votat. După aceea, camera probabil va fi comisia care s-a constituit. N-am auzit să fie desfințat, ea continuă să lucreze și presupun că aici vom fi în situația următoare. Fie proiectul nostru, în urma tuturor, ca să spun așa, și modificărilor de semn politic din cele două camere, va avea majoritate și în cameră și atunci va trece. Dacă nu, probabil că acel compromis sau o formă de compromis la care comisia a ajuns, va reuni ea majoritate. Noi să ne susținem proiectul, îl voi susține chiar eu în Senat, ca pe o prioritate absolută și pentru că un lucru de nediscutat. Și cred, sper să fi anunțat asta și primul ministru, oricum e convenit, că în prima ședință de guvern, una dintre măsurile care vor fi adoptate va fi anularea, blocarea acelei hotărâri. Pentru că noi nu suntem nici arhioși, nici nu glumim, nici nu ne jucăm cu asemenea lucruri. În momentul în care am socotit că este chestiune pentru care merită să plecem un guvern, una din cele trei, care am făcut moțiunea de cenzură, păi dacă a venit, a plecat guvernul și când a venit la guvernare, nu să păstrăm hotărârea asta de guvern. Nu avem nimic împotrivă a căuta înainte, a discuta cu reprezentanții maghiari din mediul academic, nu cu UDMR-ul. Că nu le spune nicio discuție cu UDMR-ul pe subiect, dar nu e UDMR-ul primul parte, pentru că nu. Partidul Național Liberal nu s-a dus la guvernare, fiind sau nu, să facă ordine într-o universitate. Adică să întrebe în universitate care este părerea Senatului, care e părerea profesorilor, care e părerea studenților și la să spun care e părerea PNL-ului. Asta s-a întâmplat și este inacceptabil la Târgu Mureș, la UMF. A venit o forță politică, din motive electorale, adică UDMR-ul, și a spus nu, nu ne interesează ce acolo de Senat, nu ne interesează autonomia universitară, noi punem în atât un vrem și trebuie să dea hotărârea de guvern. A pus mâna cât, a dat-o, degeaba a dat-o, a văzut și un vrem să aprobă și hotărârea. După aceea, orice discuție normală despre, să spunem, posibilități de a răspunde unor aspirații sau unor dorințe ale comunității academice maghiare, nu sunt absolut deloc excuse, dar sunt de dorință. Dar, cu tot totdeauna, reamintesc că și noi, și cei din PSD chiar, suntem oameni politici care am făcut foarte mult și doar cu riscuri electorale pentru drepturile minorităților, în primul rând, acei maghiari de la unii. Dar să aprobă hotărârea în prima ședință de guvern. Dar nu vă temeți că acest lucru vă spulberă șansele de a avea orice fel de colaborare cu UDMR, în plan parlamentar? Nu este riscul vieții mele de politician să am colaborare cu UDMR în plan parlamentar. Apreciez colaborarea cu oricine, am colaborat în mai multe rânduri cu UDMR și la putere, și eu, care sunt mai devreme, și în opoziție. Foarte mare respect, prețuire calității profesionale, calității politice a multor membri din UDMR și formațiuni în ansamblu, dar noi nu luăm decizii în funcție de sprijinul sau colaborarea cu UDMR, UNPR, PSD sau PNL. Avem mai multe chestiuni pe care sunt vorbite de importanța națională și asta este una, o opoziție, și indiferent cine colaborează sau nu, pe aceea o susține. Deci, dacă e vorba de spulberat, cred că pericolul plătește pe alții, nu mai. Putem să nu colaborăm acum cu UDMR, poate vor fi alte lucruri în care vor considera că e bine să colaborăm, e foarte bine. Putem să colaborăm, de exemplu, la o căutarea unei formule prin care poate să avem alegeri mai devreme decât noiembrie. Suntem interesați și noi și ei. De pildă. Da. Dacă mai sunt întrebări,